Suntem de părere că este absolut necesar ca evaluările să își depășească condiția de formalitate și să înceapă a fi percepute ca un mecanism ce poate consolida un sistem educațional de calitate, de pe urma căruia toți vom beneficia. România este prima țară care beneficiază de eforturile conjugate ale OECD și UNICEF în domeniul educației. Acest studiu pe care îl lansăm astăzi, în parteneriat cu UNICEF și OECD, propune o schimbare de paradigmă. Evaluarea pentru elevi, cadre didactice, școli și inclusiv pentru sistemul de educație trebuie văzută ca o oportunitate de dezvoltare și de îmbunătățire a performanței în beneficiu tuturor elevilor, dar și a societății per ansamblu. Studiul de față vine cu o serie de recomandări concrete pe baza cărora Ministerul Educației Naționale poate dezvolta un plan național de acțiune. UNICEF is confident that Romania will use this joint review to strengthen the policy dialogue and accelerate the reform of the education system. UNICEF stands ready to work with the government, the presidency, the parliament, and other partners to translate this review into an action plan that will improve the education system for all Romanian children. Romania's school today are going to be Romania's economy tomorrow, and today 40% of Romanian 15-year-olds still lack even the most foundational skills they need for lifelong learning and also productive employment. Ensuring that every 15-year-old gets at least the baseline skills they need to be successful. That would generate over $1,000 billion in additional income for your economy over the working life of these 15-year-olds. We have therefore relied on the expertise of the two partners who came together for this study, OECD and UNICEF. UNICEF, which has absolutely unparalleled knowledge of this country and the challenges that it faces going back a number of years, and OECD, which brings its excellent analytical and global perspective to bear on this.